Pesediștii au spus despre dumneavoastră că aveți 6 case, că ați vândut copii și că dormiți îmbrăcat în costum de schi 20 de ore pe zi. E adevărat? Nu vi rușine pesediștilor să spuneți astfel de lucruri. Nu? Strigă cu mine, Clause! Clause! Trezește-te! Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Nu vei rușine peste dișilor cu așa, așa un scor. Păi ce se poate așa ceva? Aoleu, până la cât ai, până la cât ai stat la LED? Până la 3:30 îți văd eu cam cum e treaba. Da? Am văzut că până la urmă PMP-ul depășise UDMR-ul și acum cu voturi din diaspora sunt foarte mulți moldoveni care votează PMP. Fii atent, o salut pe doamna Mihaela care ne ascultă din state, în Los Angeles, acum s-au închis urnele, deci este ultima zonă unde am avut zonă de votare și după urmează să vină toate urnele din diaspora. Și așa, mulți spun că vezi, doamne, un PNL pe locul întâi, un USR pe locul 2 și un PSD pe locul 3. Nu vei rușine PSD și loc așa un scor. Păi se poate treaba asta. Am avut așa un entuziasm ieri și o bucurie. Cum rare ori mi-a fost întâlnit. Pe serios să spun. Eu întotdeauna am crezut că o să fie pe la 30%. Așa, nici nu m-am gândit vreodată că a crescut după ora 16. Da, da. Pe de altă parte, vă mulțumesc că ați votat și mi-ați produs o bucurie cum de mult l-am mai avut. Bună dimineața, ce să vă spun? Suntem mândri că suntem români, nu? Bă, eu spun că în curând, vorba lui CTP-ul, că ăsta e de fapt ultima zbatere a lui Ceaușescu. Am mai mișcat așa un pic. Nea Cristiane, stai cu minte că securiști încă mai trebuie. Deci, păi sunt printre noi pe la partid. Eu de altceva mă supăr. Băi, nu se mai am strică toate jingle-urile. Lasă că facem noi, vedem ce facem. Toate jingle-urile mele au făcut praf. Avem de vorbi, facem niște jingle-uri cu Mickey Mouse. Domnul Iohannis, pesediștii au spus despre dumneavoastră că aveți 6 case, că ați vândut copii și că dormiți îmbrăcat în costum de schi 20 de ore pe zi. E adevărat? Nu vi rușine pesediștilor să spuneți astfel de lucruri. Nu? Strigă cu mine, Clause! Clause, trezește-te! Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Dacă îmi dați voie, asta este melodie pentru de alegeri, e frumos, e pentru social-democrații. Fiți atenți, supărare mare! Este în jur multă minciună, iar se adună noria furtună. Viața mea nu scoate chiar la locul lor, dar ceva nu pot uita ușor. Viața mea nu scoate chiar la locul lor, printre atâtea rele bune, sunt un trecător prin lume. We'll be right back.
separat! Da, ce hal a dat, i-au lăsat așa, nu se poate halul ăsta, mă, frate, mă. Abordă un subiect interesant. Așa ceva. Îți dai seama, ziua de azi pentru un om din această țară e foarte... E supărare foarte mare. Da. El singurul, deci ăia de la PMP au avut o singură chestie. Au avut așa, lumina pusă prost, spune că-s la mormântare, niciun zâmbet. Erau câștigători, de ce n-au zâmbit? Ăștia l-au din partea cu USR-ul, aplauze, chestii socotel, și la PSD a apărut el, doar el, în schimb nimeni din jurul lui. A apărut Oprișan la un moment dat la o altă televiziune care a spus, dom'le, Dragnea istorie, gata, hai să plecăm așa acasă. Așa a zis Oprișan? Da, a venit cu o damigeală de vin de la el de acasă. Ți-aduce aminte că Oprișan a revenit cu bagaje și cu tot în obiectivul PSD și e... Catia Andronescu, că și a zis că e istorie, că dar nu l-am văzut pe Codrin, mă, nu l-am văzut pe ăsta, nu l-am văzut pe Dăncilă, l-am văzut. Unde l-ai văzut? L-am văzut. Era la lângă Dedi la Legeri, n-a mai ieșit nimeni. Nu, dar a spus că de fapt prin redistribuire o să aibă mai mulți oameni. Și vorbea când aveau 26%, 27%. Adică, domne, suntem și mecheri. Acum, când m-am culcat, eu aveau 23%. Deci e bine, nu? E ok, e ok. Tu te mai culci că ajung la 18%. Dar fii atent, pe Antena 3, la un moment dat am trecut așa cu... Ia să vedem ce se mai... Era doamna Votcuța, Olguța, acolo, invitată. Și ea, prin telefon, îl ia pe marele ministru Meleșcanu. Da? Da. Care spune așa, domnul ministru, haideți să le spunem telespectatorilor noștri o chestie pe care nimeni nu a spus-o. Da. Nu e așa că în orașele unde au existat mari probleme cu secțiile de votare sunt miniștri puși de către Iohannis? Auzi, da, ideea e alta. Hai de asta, mine. Asta sigur este ceva învățat pe de rost de la evrei, de la ăștia, consilieri. Care s-au ocupat, da, exact. Băi, puneți mâna și căia care mai sunt, ați mai rămas din PSD, puneți mâna și concediați-i pe aia că ea vă duc la sapă de lemn, eu vă zic. Auzi, da, cel mai mult mie îmi place, lasă PSD-ul. Bă, da, îmi place de Meleșcanu, bă, nici Meleșcanu, ăsta, Orban. Hashtag nimic cu șase neveste, cum îl cheamă? Tăricianu. Deci, Tăricianu. Vai de mine. Cât a luat? Cât avea? A luat 5, 4 lădea. Vai de viața Alde, lui. Da? Partidul aliat cu PSD. Băi, dar într-un final au ajuns unde merg. Deci, n-a apărut nimeni, n-a vorbit nimeni, n-a spus nimeni nimic. Asta ar fi fost și culmea să mai spună careva ceva. Auzi, da, colegul nostru Orlando unde e? Poate încă e la secția de votare. Eu asta cred și eu. Dă mesaje, că asta trebuie să stăm de vorbă cu lumea, cu cei care au fost la vot. Da, cu cei din diasporă, stăm buletinele de vorbă. Buletinele la control, hai. Puneți mâna și sunați-ne, trimiteți SMS, spuneți-ne cum ați pățit voi. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Auziți, doamna Olguța, dar de ce lasă Gabi Firea parcarea liberă la minister? Eu sunt, cred că, cel mai prost șofer care există în România. Parchez foarte prost. Și atunci am avut o parcare numai pentru mine. Am înțeles, dar vorba aia nici așa nu va ajunge. Păi trebuie să golim Bucureștiul de mașini ca să aveți unde parca. Au comandat o parcare specială peste drum pentru mine. Păi, ești frumoasă, dar ești proastă, dar ești proastă. Cronica Cârcotașilor, audio live. Acum am să vă prezint una dintre cele mai frumoase melodii ascultate de mine în ultima perioadă. Este vorba de o trupă din Ucraina care cântă de rupe pământul. Îi cheamă casca, adică un fel de bază. Casca asta înseamnă. În ciclul Mare Analfabet ai undelor mici și foarte mici, adică ultrascurte, vă prezentăm pe Carmen Dan. Decât pe Carmen Dan. Până acum am decât informațiile pe care le cunoașteți și dumneavoastră. Decât ministru de interne să fii, decât noroc să ai. Cronica Cârcotașilor, audio live.
Bună dimineața, audio și mai bună live. Bună dimineața, dragilor. Totuși să sunăm pe colegul, pe colegul Orlando. Colegul Orlando? Ăsta a dormit în secție de votare. Probabil, o fi în urnă, numără să spună. Băi, nu pot să vorbesc, că sunt la BEC ce acum. Ce faci acolo și la BEC, deci n-ai văzut așa ceva. Bună dimineața. Hai, bună dimineața. Un Sorin, un cetățean, o atenție, o măslină nu avem și noi? Ba da, ba da. Avem? Uite, avem. Neața cogmoganilor, hai. Da, mică, merge la școală, mă tagi în gură, mă întâi. Băi. Căldură mare ieri. Și astăzi și ieri am avut multe lucruri de făcut, dar cel mai interesant, că mergând eu pe centură, venind de la Romescu, că am fost cu Ștefan și cu toată gașca lui la Comic-Con acolo de ne-am distrat, am luat un cui. Ai luat un cui. O chestie așa la vreo 20 de centimetri, că am zis că e șarpe. Ăla e piron. Și mergând eu cu mașina așa, frate, când mă uit în spate, dita mai cuiu. Ți-a rămas roata. A intrat prin partea laterală și a ieșit prin față, mă, deci... Bă, dracu, cui, bă, era, eu spun, era un cui pesedist. Păi era? Eu era zic, cu roșu așa, păi. Cu roșu așa, păi, băi, n-ai văzut. Carmen din Germania, după ce a stat 5 ori la coadă, spune: Neața, dragilor, să aveți o săptămână excelentă. Te pupăm, mămicule. Sorin Grosu, că a fost la vot, îl cunoaștem. Unde e, mă, Orlando? E la coadă, încă n-a votat. Unde e, pe unde l-a uitat? Las de ce te vine... auzim, te auzim prost, tu, cu sunetul. Fă un HD ceva da, frumos. Bă, civilor, bă, unde e, mă, Orlando? E la coadă, încă n-a votat. Unde e, bă, pe unde l-a uitat? Unde e, în secție. Am văzut că a scris Silviu la Crunch și Păbune că Viorica a stat 2 ore în secție. Amu. Pentru că atunci când a terminat sta votul în cabină, n-a știut de unde strag apa. A fost băi, numai glume, dar fost... stai, o să ne aducem aminte în curând cu Dragdea. Băi, ce premier am avut, frate, și cum l-am îndepărtat. Nu, era un premier foarte bun, mai ales pentru Cronică. Da. Deci pentru Cronică a fost un premier senzațional. Neața bună, bagamozilor, neața bună. Băi, l-am văzut ieri pe ecran, pe Livac, când venea să intru, îl jur, să-i dau cu ceară de depilat pe mustață, să-l dau cu ca să nu zic altceva. În orice caz, Dobitocul este istorie, pregătiți-vă. Gata. Că vine doamna firea tare din spate aia cu sârma. Cu sârma. Știi că a băgat-o și pe aia în... Aia săraca habar n-avea. Săraca de ea, da. S-a dus peste ea, dom'le, ce, eu sunt cu sârma la tratament, n-am nicio treabă, mamă. Uite, am aflat de omul ăsta, că zice de mine la televizor. Cătălin din Pipera, neața cocoșii, da, azi mai votăm PSD, puțin răcoare și gata, ne mai vedem și noi de viață. Alex, Orlando este la cex cu Daddy, băi. Și ultimul, dar nu cer din urmă, dacă îmi dați voie, este el. Opa! Opa! Buffalo Soldier! Bună dimineața! Cu tot cu ce, mă? Cu tot cu bancul, ce ai zis, cu? Cu bacul sau ce știi. Bună dimineața, vă, tuturor, îmi pare bine că ne reauzim și pregătește-te cu o meteorologie frumoasă. Avem, cu ceva. Nu facem noi, ai, nu, hai. Alo, alo, vorbiți? Alo, alo. Auzi, foarte interesant ca în această dimineață să ne sune lumea. Băi, sufletul românului bucuros. Da. Serios? Ia spune. Păi ce să spun? Despre vreme, că asta vreau să spun. Păi de asta, de vreme, da. Ieri am avut, bine, vineri am avut inundații acasă și o să vorbim la un moment dat și despre asta. Sâmbătă, dar duminică a fost zi excelentă pentru a merge la vot. Măi, știți cum era la dezbrăcatul acasă? Toți șoarecii de la el din casă au scos un steag alb, s-au predat, au zis, noi nu mai suportăm. Deci atâta ploaie cât a fost... În primăvara asta nu mai suportăm. 70 de litri pe metru pătrat în 2 ore. Știi de ce? Știi de ce? Nu mai ai dat apă în casă, în rest am avut peste tot. Deci ascultă-mă, pentru că toată primăvara băieții au spus fetelor să ai o primăvară frumoasă ca tine așa. Uitați-vă ce ai. Dacă lucrezi numai cu urât, ce să fac? Da, stai, ce să fac? Despre vreme, frumos, n-avem nicio informare meteo, dar să știți că în partea de nord-vest a României o să înceapă de azi ploile. Asta o să se întâmple și la noi de mâine sau de poimine, pentru că arată o chestie cum că vine iar un nor cu răutate, cu ploaie, cu... Astăzi avem 30 de grade, cum am avut și ieri, chiar 31 la un moment dat.
Păi, uite, cum mă uit acum din nou pe vreme, s-au mai schimbat lucrurile, de joi, vineri o să înceapă să plouă, deci până joi stăm liniștiți cu soare și ne bucurăm să aflăm până la urmă cu urnele din diaspora, câte, cum, care, da, cum, copii, da, copății. Trebuie să până la urne să aflăm cum stăm cu Orlando. Cu Orlando, da. Dacă a căzut într-o urnă, cumva, dacă iese cu greu din... discutind din... Da. Nu-mi dau seama. Totuși, chiar să dorm la ora asta, nu se poate. Hai, mă. Ba, se poate la el? Băi, băi, Șerban. Nu, pe bune, n-ai cum, n-ai cum, eu zic. Hai, mă, Orlando, hai. Haide-o, băiatru. Da, hai. Haide, mă, Orlando. Haide, băiatru. N-are, mă, nicio treabă, stai liniștit. Vezi de treaba ta. Stai, bă, vezi de treaba ta, că n-are... Băi, dar stai, mă, așa... Wow. Auzi? Asta, bă, e. Dacă o fi, dacă o fi clientul apelat nu răspunde. Clientul apelat răspunde. Bă, dacă o fi răpit de extraterestri, mă. Clientul apelat sfără. Bună dimineața vouă tuturor, să vă meargă bine și ce să vă zic, vot plăcut. Doamna Olguța, ce face domnul Dragnea în timpul ședințelor PSD? Se uită la desene animate foarte violente, cu nave spațiale, cu războaie, cu arme. Și cum l-ați caracterizat pentru asta? Golanul cartierului. Serios, acum dăm pe post ce spuneți, se înregistrează. O persoană foarte inteligentă. Da, foarte. Ești frumoasă, dar ești proastă, dar ești proastă. Merai acolo la Antena 3. Cronica Cârcotașilor, Audio Live. Stătea la Antena 3 acolo, Moscopoț. Auzi, dacă toți suntem pe ultima sută de metri și s-au închis turnele acum la 7 undeva prin Los Angeles, da, avem pe doamna Mihaela, care exact, am vorbit de dumneavoastră, dar nu este din Los Angeles, este din New York. New York. Da, s-a dus acolo în vacanță sau nu, de nu, ce? Nu, acolo locuiește în Stanford. Stanford. Păi e din New York sau e din LA? Hai că ne ascultă. Că vedem acum, da. Alo? Hello, băieții. Hello! Hello, băieții. Să rămână! Să rămână, doamna Mihaela! Am auzit că s-au închis unele de vot. Bună dimineața la voi și noapte la mine, că e 12 noapte. Normal. Înainte de nani, așa, ca să dormiți bine, să vă spunem vise frumoase. Păi, așa că nu pot să dorm din cauza emoțiilor. Vă cred. Cum a fost acolo? A fost balamuca în Europa sau a fost mai liniștită treaba? Nu, a fost foarte liniștit, lumea, ce să zic, nu a fost chiar așa de aglomerat, am stat vreo 3 ore maxim, dar a fost ok, a fost bine organizat. În München, polițiștii au făcut o chestie senzațională, deci au scos, era foarte multă lume, și au scos niște garduri, au împrejmuit toată lumea și au zis că, având în vedere că gardurile fac parte din... ambasadă, da? Deci toți sunt considerați ca fiind în interiorul ambasadei, da, da. Și toți vor vota până când, deci toți vor intra până la unul. Am citit că era și un polițist român, adică a născut în România. Exact, da. Și le-a vorbit un portavoce în românește, era un polițist neamț, pentru că era din Prașov. Și a spus, kein problem, nicio problemă, facem în așa moment cât toată lumea să votase. Doamna Mihaela, problema e în felul următor. Vă culcați acum nani, iar dimineață când vă veți trezi, sigur veți auzi vești noi de aici. Da. Ok, bine. Toate bune. Vă pupăm, să rămână. Vise plăcute. Bine, vă pup și eu. O zi bună. Să rămână, v-am pupat. Pentru cei care au din diasporă, care vor să ne povestească cum au stat ei 10 ore, 8 ore, 9 ore, 7 ore ca să voteze, ar fi bine să pună mâna să sune sau să ne trimite mesaje pe numărul ăsta. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Bună dimineața, iasi. Vreau să spun că am stat de vorbă de ieri dimineață cu tot felul de prieteni. De exemplu, în Caicos nu s-a putut vota pentru că sunt 5 români și nu au avut unde să meargă să voteze. În Spania dimineață, undeva prin Rioja, Costi s-a trezit undeva pe la 7 și a stat o oră dimineața, la 7 și jumătate s-a dus. Aha. S-a așteptat să fie, având experiențe din anii precedenți, și a stat o oră și jumătate la 7:30, că dacă te duceai undeva după 10-11 când toată lumea s-a dus, și aici a fost coadă. La stat 20 de minute la coadă în Pantelimon. Și eu la fel, aici la mine în Cotorcin. Deci, și în fața mea o doamnă mai
drăguț, așa mai a zis, eu nu vreau pentru referendum. Da, și, asta mi s-a spus și mie și, în față. Și eu, nu, ai fost era, întrebat de doamna era, de la... Nu, era în fața mea, dar ea s-a spus pregătită. Și eu vreau pentru referendum, doamne, eu vreau. Auzi, dar la Pantelimon, Chegeș, așa? Cu Sabo. Așa, s-au dus la vot, Chegeș da, cu Sabo, și, ați votat tu de mereu, recunoașteți. Nu, mă, nu, doamne ferește. Uite, așa, de exemplu, Mișii, până acum, a votat numai cu DMR anul ăsta, de când el pe lume, așa, a votat cu altcineva. Ai văzut? Da. Așa ți-a zis ție, dar de fapt... Hai, mă, nu e adevărat. Avem o dedicație pentru... Să vă zic, am renunțat la medicină la Sorbon. Bă, era mișto, dar l-au zis la Fundeni că nu mă primesc nici rezident fără șpagă. Așa că m-am mutat la Videle și acum aștept să mă iau ăștia, să mă pună ministrul sănătății ceva, nu? Bă, tu mă sperii cu atâta cultură. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bă, tu mă sperii cu atâta cultură. Tu mă sperii cu atâta... Bă, deci m-a anunțat Orlando că el a numărat voturi azi noapte până la 6. E bolnav. Și nu e bolnav, dar a numărat voturi și de-aia o să doarmă astăzi. O să vină mâine la treabă pentru că de a sărbătorit îndelung. Da, mă, uite-mă, dacă știam, scriam și eu. La ce oră ți-a scris? Ai, nu ți-ar fi rușine, păi și ce uite aici? Păi stăteși tu singur, te uitai pe pereți și vorbeai da, cu ascultătorii. Bună dimineața, Florin Gheoca spune așa, secția mea, 648 de votanți, 17 voturi anulate, USR Plus 254, PSD, nu, 130, PNL 80, PMP 53, da? Și ALDE 29, dar atenție! Toată lumea spune de Băsescu, domnule, e tare marinarul, dar n-are șanse, nu votez cu el. De ce să nu votez cu el? Dacă e șmecher? Azi noapte pe la ora 12 a fost sunat, nu mai țin minte la ce post, da, la Realitatea, cred, nu mai știu. Nu, la B1 la... și s-a certat cu tântelul ăla de Banciu. Mi s-a părut că era cam obosit. Băi, de-aia nici am părut acolo la aia în față. Pentru că nu putea să zic, auzi, bă, băi, ia potoliți-vă, mă. Domnul Soros G este un e un cont pe Facebook care se numește Soros G. Nu, chiar o fi el, mă. Scrie așa: Livile, ți-am spus, bă, că nu mă las până nu te ard. Bravo, soroșii mei mici negri în cerul gurii. Teatral. Fii atent, altceva, un ascultător, prieten bun de-al meu, spune așa: fii atent, deci dacă e să pice guvernul anul ăsta, în 20-20, da, PSD va câștiga alegerile parlamentare. Eu îi scriu, PSD e deja istorie, cum a spus și domnul Oprișan, cu liderul lor, da? Și că hai să vezi că în două luni o să apară toți cei care au fugit, au fost în PSD, vor apărea în alte partide. Uite-te la primarii care au avut toate culorile politice și acum sunt tot ei la conducere. Da. Da, normal. Da, păi dacă s-a votat cu referendumul că dacă ai probleme penale nu mai apari, cum, mai au tu pe să vină? E, nu. Ia. Da? Impresia că e PSD, cred că îi linge rănile pe lute. Ăsta e grosul. Grosul vorbind despre Orlando. Mai departe, în Constanța... Dragii mei, pentru 42% nu vreau să mai aud reclamă de la ALDE. Aha, respect, gata, păi diaspora. Nu mai e. Păi numai că s-a terminat. A terminat. Da. Sunt bucuroasă că vă ascult, simt că Dragnea va fi la răcoare. Mă fac mangă de bucurie azi, ieri am fost plină de nerv că n-am putut să votez, semnează Carmen. De unde? Din Germania. Din Germania. A stat 5 ore și jumătate, parcă, la... Sergio din București, ia să auzim. Neața cu mohanilor. Fericire, bucurie. Mai departe, Ciprian. Ciprian, spune-mi felul următor. Neața, băieții, băieții, dar de diaspora din sectorul 5 nu vorbiți, ei săraci, cum se chinuiește acolo să voteze? Hai, vă pup. A, corect, ai dreptate. Păi tu știi cât de greu. Ai chinuit, mă, micule, cu lăzile de bere, cu alea. A văzut cu bititei cu astea. Ți-a păi plăcut? N-am văzut ca în alți ani oameni care să te roage să votezi cu un partid, care să-ți ofere o bericică rece. Nimică? 50 de ron. Nimică? Nicăieri, frate, nu se mai poate. Da, da. Auzi, băi, tante, firea, auzi și ce voi zicea. Mă rog. Andrei, ia să-l auzim.
Ele din Cluj, nu. La Cluj, unde să știi că au fost tare harnici. Mai toți au ieșit la vot. Ai văzut? Da, da, am văzut. Serios, de la Cluj. Noi am auzit că suntem campioni, mă, la vot. Da, bine, și Ilfovu a fost pe locul 2. Te rog frumos. Păi da, îmi pare, I'm sorry, dar știi, Ilfovu au votat toți cu USR. Am auzit că din cauza de doamna Firar la voluntari, ea i-a dus pe toți. I-a dus pe toți să voteze și a votat cu cine au vrut ei. M-am uitat pe LED, biroul LED, da? Cum am auzit că nu mai e BK, e LED acum, da? Așa? LED.ro și era în timp real toată treaba cu votarea, cu tot. Dar am un prieten care a scris o chestie foarte interesantă pe care, dacă îmi permiți, aș vrea să te rog, citesc. Te rog. Yeah. Spune așa, imediat o să caut și mi-a plăcut, chiar am dat like la postare pentru că, uite, de exemplu, și cu voturile diaspora vom fi tare fericiți pentru că lucrurile se vor schimba în bine pentru țara mea. Bine, dar n-am să vă uit pe voi ăștia 47,66 de nesimțiți din București care v-ați pe el de vot și nu ați ieșit. V-a durut în puncte, dar problema este alta, că de mâine o să vă vedem în trafic, în parcuri, la terase, în cluburi. A? Să vă fie rușine. Trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Bună dimineața. Get out the way, get out the way, get out the way. Get out the way, get out the way, get out the way, move. Get out the way, get out the way, get out the way, move. Get out the way, get out the way, get out the way, move. Klaus, Klaus, outrageous, my dear friend, are you sleeping, dormi? Da, la noi e încă noapte. Strigă cu mine, Klause, Klause, trezește-te. În fiecare dimineață, de la 7 la 10. Hai, mă, că s-a trezit, mă, într-un final s-a trezit. N-ai văzut cum zâmbea seara? A, cine, Klaus? Da. A, ce zâmbet avea, la imediat frumos, a mulțumit poporului. Da, hai cu horoscopul, Șerbane, că noi avem un super horoscop astăzi, astrolog.ro, vreau să te anunț că avem o quadratură lună-mercur, ai rămas umefia și tu, nu-i așa? Dar știi de ce? Pentru că astăzi vreau să vă spun o chestie interesantă, au legătură cu multe. Deci, este vorba despre un aspect care poate să genereze tensiuni sau conflicte ale cărui efecte sunt de scurtă durată. Iau! Da, în față la CSM, în față pe la... Da, 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 clar, clar. Așa, hai cu berbecul frumoșel. Astăzi este posibil să fiți mai sensibil decât de obicei și să nu vă simțiți în cea mai bună formă intelectuală. Dar da? Chestia e de trecătoare, până diseară vă veți simți bine. Ce mă, te rușine de colegii tăi? Nu mă, dar lor le de tine. Da, aia, da. Bun, la taur ar fi bine să nu vă faceți niciun plan strict pentru astăzi, fiindcă este posibil să survină evenimente neașteptate care vă dau programul peste cap. Ia auzi, mă! Da, 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 domnule, ce al dracului era ăla mic. Chiar, mă, dar unde e cap de pompă ăsta, Codrin, n-a spus nimic. N-a apărut, mă, cred că le rușine, nu știu ce se întâmplă. Da, nu-mi dau seama. Gemenii, este posibil să nu fiți, să nu vă simțiți îndeplinătatea forțelor fizice și intelectuale, ceea ce vă indispune și vă poate face să deveniți irașibil, nervos, să nu vă înțelegeți cu rudele, cu neamurile, cu soția, cu... Da, da. De ce minți? De ce mă minți? Zi-mă, de ce? La raculez, la tine, dragule Șerbănică, dragă. Fii atent, că ziua de astăzi nu este favorabilă călătoriilor în interes profesional și întâlnirilor de afaceri. Relațiile sentimentale ar fi... Cât de cât bine, așa, da, da. Ce tot cobești ca o cucuvea, mă? Nu-ți mă rușine, mă. La colegul Orlando, care acum sforă, e prima parte a zilei, vă simțiți plin de energie și aveți idei ingenioase. Bună asta! Aveți șanse mari să vă afirmați. Ce horoscop prost, de unde l-ai spus? De la astrolog.ro. Așa, nu, în general fac horoscope bune, dar asta cred că azi pentru leu la un curcap undeva. Bun, fecioara mea dragă, în prima parte a zilei este posibil să fiți irascibil și indispus, deci la ei la fel. Da. Sugestia noastră este să amânați rezolvarea chestiunilor importante care necesită răbdare, tact și semnătură. Lăsați, nu faceți din asta o tragedie. O, bune, lasă. Și eu. Tragedie în altă parte. Balanța! Se pare că aveți tendința să vă lăsați dominat de sentimente și să deveniți melancolic. Capacitatea de comunicare este redusă, dar asta crește riscul de neînțelegeri cu cei din jur, mă. Ia auzi! Nuclea, stai drept pe jos, mă. Păi stau pe scaun acum.
Yeah. La Scorpion s-ar putea să nu vă simțiți bine, să vă simțiți obosit după o perioadă de muncă intensă și să deveniți foarte nervos, riscând să vă certați cu toată lumea. O, săracul de el, măi. Măi, tu ai auzit de striptease. Mă, ce-a nimerit-o, dar să vedem la Veve, la doamna prim-ministru, la săgetător. Da. În prima parte a zilei s-ar putea să fiți indispus din cauza neînțelegerilor cu un coleg de serviciu sau cu un partener de afaceri. Așa? Și dacă vă gândiți să plecați de la locul de muncă, da? Nu vă lasă. Se distrează, mititica. Da? Mai cunoaște și a lume, mai e... Am văzut. În toată țara cunoscut lumea, la Iași, la Satu Mare, la Timișoara, la Târgoviște, peste tot. Of, Capricornule, înainte de amiază este posibil să fiți puțin confuz, ceea ce ar putea să vă afecteze atât relațiile sociale, cât și relațiile sentimentale, mămicule. Hai mână bună! Păi la vărsător să vedeți, pentru că s-ar putea să aveți o zi tensionată din cauza unor divergențe cu partenerul de viață. Așa. Gelozia din partea lui vă termină. Așa, bă, păi dacă noi, între noi, nu ne-am ajutat. Păi cine? Păi gelozie, pe alea. Bun, la pești, la mine, se pare că resimțiți o stare de iritare și aveți tendința să criticați pe toată lumea. Noi vă sugerăm să stați liniștit, să vă uitați și să vă bucurați de soare. Cober. Ați face mult mai bine să vă ocupați de niște treburi serioase, nu de fleacuri. La cobere, rece. Re. Ce? Ce? Așa. Bun, în legătură cu sărbătoriți, avem pe nenea asta, Jamie Oliver. Așa. Care, săracul, e vai mama lui, mai are după ce să... A intrat în faliment, știi, cu tot vorbește. Falit, e falit. Asta Elisaveta l-a ajutat cu niște bani, e mult de povestit. A făcut eșalonare cu Ana, în fine, e ok. Mai ai... Nu mai am gata, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mă, nu vă e rușine, mă! Nu ne e rușine, mă, deloc, mă, deloc, auzi, deloc. Fraților de pe unde scurte și medii și lungi și de pe unde o fi, la mulți ani și să auzim de bine. Domnul Chelu, te rog frumos să-ți dai demisia că nu ești bun de nimic. Ați ajuns oameni tineri să susțineți securiștii, să susțineți abuzurile în România. Și știți unde sunteți bun, domnul Chelu? Sunteți bun să... la oamenii care n-au suflet, domnul Chelu. Da, doamnă, și vreți să vă spun ceva, încă am dreptul să critic aceste decizii. Vă mulțumesc de mii, de mii, de mii, de mii, de mii, de mii, de mii de ori. Asta este marea corupție de care se vorbește în România. De câteva luni de zile nu se mai ocupă de neau decât de asta. Că floricica dansatoarea intră la amor și mai ales la publicitatele intră mele care cu aia mor, când mă dădeați la televiziune, s-a făcut rating mare la aia mor la Antena 1, din toată lumea luminată. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, de la 7 la 10. Dacă vreți să ne povestiți cum ați votat și mai ales ce greutăți ați întâmpinat atunci când ați votat, dacă sunteți din diaspora, aveți un număr de telefon, să ne dați un SMS, să ne dați un WhatsApp sau un chiar un telefon. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Nu vi rușine PSD-știlor, ia fii atent. Vă mulțumesc, ați dat un vot clar, un vot ferm, un vot care nu poate fi ignorat de nici un politician în România. Referendumul a trecut cu brio. Așadar, dragi români, ați votat clar și ferm pentru o politică corectă, pentru o justiție dreaptă, pentru o justiție independentă, pentru o bună guvernare pentru români și pentru România. Vă mulțumesc pentru această participare la referendumul pe care l-am convocat. Domnul Iohannis? PSD-iști au spus despre dumneavoastră că aveți 6 case, că ați vândut copii și că dormiți îmbrăcat în costum de schi 20 de ore pe zi. E adevărat? Nu vi rușine PSD-iștilor să spuneți astfel de lucruri. Nu? Strigă cu mine, Clause! Clause! Trezește-te! Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. E, bună dimineața. Bună dimineața. Este ora 7:57 de minute. Nu vorbă nimeni, cred că toată lumea doarme sau e
Sau n-are net, n-are mă rog, un SMS-ul, atenție. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Hai că o să sune, să vezi. Bă, da. Până una alta, CTP-ul a avut o reacție devastatoare la adresa lui Gică Hagi, pentru că Hagi a spus ce să facem să votăm, la vot. Hai, mă, cine, bă, mă, noi au avem... Au fost și goluri prea multe, dar nici nu noi prea... Noi avem cu fotbal, cu astea, cu... Fii atent ce spune CTP-ul. A jucat pentru Naționala Malaezi. Regele n-are treabă cu țara, dar avea sprijin de la stape. Ce să facem aici? CTP-ul a avut o reacție devastatoare la adresa lui Gică Hagi. S-a arătat surprinși când jurnaliștii au întrebat dacă va merge să voteze la alegeri. El a zis că, domnule, noi cu fotbal nu prea cu alegerile cu astea cu... Am dat și goluri multe, dar nu prea. Eu tot ce spune CTP-ul. Eu nu știam că Gică Hagi a jucat pentru Naționala Malaezi. Votul de mâine este pentru viitorul, pentru fece viitorul unei țări numită România, care pe Gică nu-l interesează, el este antrenor la fece viitorul și atât. Da, și încat. Dar a fost rău, mă, rău. Ce mai ales, auzi, el unde e? La Mamaia? Că am auzit că la Mamaia, de exemplu, turiștii s-au dus să voteze și nu au mai avut aia... Nici la Felix, ci că la fel. La băi, da, bine, unde erau turiști, ei nu s-au gândit că vin oameni la tratament, la turism. Doamne ferește. Ia uite, bă, aveam astea 150 de bilete, că suntem toți și voi ați venit 1500 de oameni. Bă, dar erați cam mulți, bă, adică ce faci? Într-o altă parte a Europei, da, așa? Oamenii au stat 9 ore, dar au avut bilete, iar da, ăștia la Mamaia, da, au avut și ei o mână de turiști pe acolo. Și n-au avut bilete. Și n-au avut bilete. Ia buletine, nu bilete, n-au avut buletine de vot. Ia uite, mă, săraci. Dar auzi, pe tine te-a întrebat doamna când îți lua buletinul ieri, e, dacă votezi și pentru referendum? Da, în fața mea era o doamnă cochetă, așa, la vreo 80 de ani, care a spus că ea, eu, datare, eu nu vreau pentru referendum. Și ăla, și a zis, da, bine, doamnă, am înțeles. Da, și eu din spate, eu vreau pentru referendum. Să uită la mine așa. Vă spune și cum votez, dar suntem în secția de vot, nu pot când, să vă zic. Când am ieșit ieri de acolo cu Sabo, cu cei doi unguri din Pantelimon, da, ne-a abordat o doamnă micuță așa la 1.30 și a spus, știu că n-ați votat cu PSD-ul, dar eu vreau să vă spun că am votat cu PSD-ul. Și am zis, da, Sărman, să vă fie de bine. Ăsta, Sabo, era ca un pitbull. Zic, stai, ce-s culcat? Așa. Și zic, doamnă, dați-mi un motiv. Și mi-a spus așa, mămicule, eu am 30 de milioane pensie acum și nu vreau să vină nimeni altcineva să-mi ia bani. A, e banii munciți, e banii mei. Da. Poți să judeci că n-ai dreptate, are foarte multă dreptate, doamna. Doamnelor și domnilor, spicuim din filozofia regelui fotbalului românesc. Eu adică câteodată când îmi dau drumul la gură, scot pe gură, dar știu ce scot pe gură. Ne puteți da un exemplu? Echipe bune, Dinamo a marcat goluri multe, a și luat goluri multe și noi am marcat goluri așa și așa multe, dar nu prea multe. Am trecut, am marcat mai multe, dar am luat mai puține. Așa că cred că va ieși un meci frumos. Cred că va fi un meci în care se va marca goluri. În fiecare dimineață, între 7 și 10. Cred că e un meci unde s-a marcat golul. A fost un... Așa. A fost un referendum unde s-a votat mult, dar nu prea. Da, exact. Fiecare cum a putut. 8, trecute fix, 8 și minut. Bună dimineața! Olguța, qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui? Mon chef Dragnea, j'aime votre français de Teleorma. Preparai praz cu limbă. Obrigado, prazo cu limbă. Mă omor, șeful. Tu știi și braziliană. Pula, băi, pula, cavalo. Pula, cavalo, e boi. Coração pula no peito. Lembra-mă, băi, que se foi. Cronica Cârcotașilor. Audio Live. Bună dimineața, audio și mai live. E bine, se pare că tenismenii României s-au dus și au votat la Paris și Halep și Begu și cum îl cheamă și Horia, pe care au fost mai mulți, pe care l-am și postat pe Facebook și a postat Buzărnescu. O poză. Buzărnescu, toată lumea s-a dus și a votat. Eu cred că au făcut foarte bine că au votat,
au dat un exemplu. Ia. Rosa, tenismena română, bună ziua, vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi, ați votat. Bună ziua, mă bucur să vă aud. Da, am reușit, după terminarea antrenamentelor, să merg să votez, pentru că este datoria mea și mă bucur mult că am putut să votez. Sunteți unul dintre cazurile fericite, cel puțin la nivel european, și vedem ce se întâmplă în ultimele ore în mai toate țările din Europa. Spuneți-mi, cum e atmosfera în Franța, cum e atmosfera la Paris, cum i-ați văzut pe românii care așteaptă să intre la vot? Erau destul de fericiți, adică era voie bună și erau foarte calmi și liniștiți. Eu și așteptau să voteze. Într-adevăr, erau colți, erau destule persoane mă bucur că am înțeles și nu am reușit să stau la o coadă atât de mare, dar era un număr mare și asta arată foarte multe lucruri pozitive despre noi. Mulțumim foarte mult, Mihaela Buzănescu. Iată o nouă imagine a... Da. După cum ați aflat, a votat. Sperăm că s-a și văzut votul lor. Și ce să mai... Foarte bine. Toată lumea votează. Orice om îi place să voteze. Orice, așa? Om, orice om e frică cine, de vot. Cine, cine, de la cine? Ia să vedem mesaj. Sunt Sergiu, zis parizer. Nu am votat. Toți sunt niște scruci. Mă rog, acum dacă duci pe așa... Păi, uite, de exemplu, eu am pățit-o ieri, să știi, am intrat într-un magazin și se uită un domn la mine și spune, după moacă n-ai votat de zbră. Și zic, ba da, nu cred. Ba da, păi pariu că ți-are buletinul. I-am arătat buletinul și a zis, frate, respect, n-am crezut că ai votat. Dar e foarte urât pentru cei care n-au făcut. Apropo, îndemnați și voi lumea să vină în țară la următoarele alegeri, tot așa o să ne... pe boltă cu ei, pe ei. Nu pe adică Mihai, ce? Da, Mihai. Pe Brânci, probabil. Nu, o să ne cu boltă pe ei. Nici n-a scris, a pus pe multe puncte ca să nu... Da, ne-am prins. Exact. Pe de altă parte, iată petiție online pentru demisia lui Meleșcanu. Meleșcanu, măi! Pentru sabotarea românilor măi, din străinătate și a dreptului de a vota. Păi normal că, știi ce a zis? Suntem depășiți de situații. El a spus că a majorat numărul celor care vin. Majorat, da, dar mai puține ștampile. Dar ambasadorii care au fost în țările cu probleme, da, au sunt fost... puși de Iohannis. Exact, da, ai, da. Păi acolo e problema, mă, nu da, că bă, el. Da, el nu, el n-a... El nicio problemă. El a dotat toate secțiile de votare cu prostamol, dacă ar fi o problemă, aceasta s-a rezolvat imediat. Am văzut tot felul de filmulețe puse din toată lumea luminată. Din toată lumea luminată, Haga, da. O coadă de 3 km, dar am văzut în Marea Britanie parcă niște urne care nu aveau sigil, era cu un scoci așa. E Marea Britanică, mă. Ce scandal a făcut lume. Nu vă e rușine, nu vă e rușine PSD, dar ce am pus, domne, că n-am apucat să punem sigiliu. Păi și cum adică? Îl punem acum și care-i treaba? Bă, băieți, explicați-mi și mie cu Meleșcanul ăsta, că eu sunt mai prost așa, de fel, poate sunteți voi mai luminați. Cum e ăsta, mă, de meserie, ministru de externe, de când, mă, dinaintea berei noastre. De la SI. Ștefane. De la dinozauri până în prezent, el e ministru de externe. Cum e chestia asta? Pe toate regimurile. Pe toate regimurile a fost ministru de externe. De la cum ori... e treaba asta? Păi, știi că a fost la securitate, era formată din SRI plus SI. El făcea parte din SIE, din fosta securitate, da. Și având conexiuni cu toți aia. Dar tu ești mic, Ștefan, tu ești mic. Lasă că o să crești și o să înveți, o să vezi despre cum e un securist aici. Care și-a dus mai departe menirea. Întrebarea e vorba lui. Băi, dinainte erei noastre, bă, frate. Dar ar trebui să se simtă un pic de onculo de treabă, chiar așa. Ce mai fost el înainte? Ce mai a fost ministrul de extern. Și șef la SIE. Deci exact, exact unde se pricepe cel mai bine. Și și capul la mare, așa, și urechile alea clăpăuge, dumbo, hai, dumbo. Nu, da, ai dreptate. Bună dimineața, bună dimineața, hai, o să fim veseli, mă. 8:10 minute. Gata! Hai, dacă e veselie. Exact. Hai, când se dă sentința, ia zi. Păi nu știm, asta ascultăm. Păi azi. Păi uite, să se trezească și să se numere, să se... Să fie pace. Stai că o să căutăm. Să se bărbierească, să frumos, să pomădeze, să alea, păi. Nu putem să dăm așa sentința, se poate. Mamă, și la sfârșit de săptămână vine papa. Băi, câtă treabă aveți, că asta, mă, domnul Drăgnea, am auzit.
că aveți afaceri în Brazilia. Eu n-am nicio afacere în Brazilia, n-am nicio proprietate în Brazilia. Este o legendă care circulă de foarte mulți ani. Dacă dumneavoastră sau alții îmi găsiți acolo proprietăți, vă promit că le donez. Nene Liviu, îmi dai și mie 2 lei și casa matale din Brazilia? Nu. Hai, bre, nu fi țăran. Nu. Larga, larga, desta muie larga. Larga, larga, desta muie larga. Cronica Cârcotașilor, audio live. Domnul Dragnea, am auzit că aveți afaceri în Brazilia. Eu n-am nicio afacere în Brazilia, n-am nicio proprietate în Brazilia. Este o legendă care circulă de foarte mulți ani. Dacă dumneavoastră sau alții îmi găsiți acolo proprietăți, vă promit că le donez. Nene Liviu, îmi dai și mie 2 lei și casa matale din Brazilia? Nu. Hai, bre, nu fi țăran. Nu. Larga, larga, de-asta muie larga. Larga, larga, de-asta muie larga. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, Șerbane, n-am mai auzit de treaba asta, dar ți-o împărtășesc, poate ne dăm cu părerea, dacă ți se pare normal sau cred că e vreo glumă proastă ceva. Auzi că dacă cumva ești pe un alt teritoriu, nu România, și n-ai putut să votezi, ai dreptul să faci plângere penală, auzi? E, na. Uite, fii atent, în Noua Zeelandă s-au deschis unele, s-au închis foarte repede, pentru că e la Cucuba acolo. Deschis. A câștigat USR cu 64%, urmat de PNL cu 17% și PSD cu 6%. Adică din cele 169 de voturi, PSD-ul a luat undeva 9 a luat. 9 voturi. Băi, serios. Adică să fii și peste dis și Noua Zeelandă. Da, asta e cum. N-ai, mă. Bă, deci râde și lomul de tine. Să fii nebun, deci ce cum... Să fii prin Noua... Peste dis, dune! Strizia prin Auckland. Nu vorbi, bă, cu tine că ești peste dis, tăi! Nu vii, mă, rușine, peste disilor la ce voturi ați luat. Da, Marian, ia? S-a auzit, ia? Asta, Mariane! Iohannis a spus că după referendum în 24 de ore se pune la treabă. Deci nu astăzi, hai să spunem mâine. Hai să spunem mâine. Ar trebui să facă treabă, nu? Și punctul 2. Știți cumva dacă în Costa Rica s-a votat? S-a votat. Da, mă rog. Ia să vedem dacă în Constanța s-a întâmplat. Bombonică s-a apucat de colivă. Bombonica doamna, am înțeles. Uite, mă uitam acum la știri pe TV și văd că toată lumea l-așteaptă pe domnul Oprișan cu noi și cu noi dezvăluiri și declarații. Bă, dar cum a avut, mă, curajul să spună una foarte tare? Dragnea pentru PSD e istorie. Așa a zis? Păi, da. Mă rog, mie mi se pare totuși că la ultimul Cex Vex Mex au fost până la urmă cooptați el și Cati și deci toți ăștia care erau mai anti, mai aia, i-a pus la treabă de nu s-a văzut. Mă, dar unde-i Codrin Ștefănescu ăla? Nu, măi, să nu spună nimic, bă, băiatule, bă, incredibil. În fond de oboseală, bolnav. Da, și eu cred că... De nervi, de optică. Mitralieră ăla, cred. Bă, deci incredibil, bă, băiatule. Nicolician, bă, nimic Nicolician. Vezi ce înseamnă? Bă, dar Iordache, bă, hai să gândim punctual, altfel. Punctual, da. Era aici Iordache, dar sforie. Cum e, mă, omul ăsta, cât bine a, drag, de el zis, cât bine a făcut la colegi și acum toți l-au lăsat, mă? Da, mă, frate, incredibil, bă, să nu bage nimeni ce în seamă. Ce caractere dă. Bă, ce oameni, bă, ce oameni. Hai cu cine, bă, ce că Mercure Cex, dar ce te faci că dacă e, dacă Dedi nu o să poată să ajungă la Cex? Fac un mini Cex acum, înainte de... Aha, da, păi să lasă cu limba de moarte. Uite, stai că îl văd și pe Codrin acum la televizor. A, Codrin? Da, se face că vorbește la telefon, da. Am via Codrin? Băi, ești nebun. Dar ce cam mare are domnul, da. 8 și 19 minute, fă-ne un horos. O vreme frumoasă. Radio Cronica Cârcotașilor, cu Huidu Dezbrăcatu și mai era unul, Orlando. Dio Cronica. O vreme frumoasă, vreau să vă spun doar atât. Vreme numai bună de numărat voturile. Vai, la asta nu mă așteptam. Yeah.
Radio Cronica Cârcotașilor cu Huidu Dezbrăcatu și mai era unul, Orlando. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. 8:22 de minute. Ia să vedem noi aici cum sună lumea și să vedem. Ia un mesaj, o atenție, o măslină din Europa, din exact. M-am uitat cel mai frumos, cel mai tare moment comic. Comic, interesant, cu Neamțu, da, născut la Brașov, care a îngrădit da. În fața ambasadei și a lăsat tot românul să voteze, chiar și Ioana, colega noastră, după 5 ore. Consulatul, parcă, sau Mihen, da. Da, după 5 ore de stat la vot a reușit să voteze. Dar, de exemplu, ai văzut că în Olanda, șeful la urnă da. A chemat poliția și băieții au venit și au spus, păi tati, stai că e gata, s-a închis, hai, acasă, cas. Și i-au luat băieții la Ciomânge. Și au mai fost români prin lumea asta unde nu au avut cum să voteze, de exemplu în Caicos. Păi dacă domnul Meleșcan nu s-a ocupat. A dublat, nu, păi acum a dat-o, măi fraților, voi nu înțelegeți că noi am dublat cantitatea de urne. Da, au venit ai dracu toți. Da, problema e alta. Aia e problema, au venit toți, au mă, dus, să voteze. Au dus mai puține ștampile decât data trecută, dar e ok. Bine că l-au dublat. În Londra am înțeles că au fost 37 sau 38 de ștampile? Nu ștampile, de locații pentru așa? Votare. Și la un moment dat, aseară, omul a fost întrebat, băi nene, dar de ce dacă, de exemplu, în nordul Londrei era o secție de votare unde nu era nimeni. De ce cineva de la secția unde avea coadă a zis, bă, duceți-vă în partea aia, că nu-i... De ce i-ați lăsat pe oameni să stea ca, să nu zic cum, 9 da. Ore, 10 ore, să n-apuși să voteze? Adică, bă, bun, stau, dar să nu voteze, aia e chiar... Ia fii atent aici, să revenim pe plaiul meu, Meaoritice, unde domnul Cook a activat, podul de groapă. Nu, frate, activați murdul pentru autostradă. Nu e o echipă cu medici. Care, autostradă? Orice autostradă. Deci suni și vine murdul pentru autostradă, au băieții lopeți tot, bitum și aruncă frumos asupra groapă. Cu smurdul, mă. I-a trebuit să plombeze zecile de mii de gropi de pe tronsonul București Fundule. În teorie ar fi vorba despre mașini și muncitori gata să intervină la orice oră pe A2. Știu că au fost anumite probleme la acele tale de beton în cursul anului trecut. Deja la nivelul companiei există, să spunem așa, un smurd care poate interveni oricând să remedieze orice fel de probleme la propriu-zis la lucru pentru a fi modernizat acest tronson. Și drumării s-au mirat când au auzit o astfel de inițiativă. Resuscitează groapa. Ăștia sunt Digi24 HD. Dar și clasicile găleți, lopeți sau mături funcționează smurdul autostrăzii. Echipele de intervenție ar trebui să fie tot timpul pe teren pentru a stupa gropile de pe A2. Doamne. Chiar și așa, drumarii sunt sceptici că se mai poate cârpi ceva pe tronsonul de aproape 40 de kilometri. Ce să mai cârpească? Dar dacă n-are... Nu, dar e bun. Nu se poate face nimic. Degeaba. A plouat, acum vine e avertizare. Vine ploaia, l-a spus. Vine ploaia, s-a dus dracu' smurdul. E singura variantă. Păi și atunci întrebarea mea, dacă tot știi că faci treaba asta și o faci degeaba. Și dacă nu o faci, ce se face în acest întrebare? Deși sună pompos, oamenii sunt convinși că nu scapă de gropi, cu smurd sau fără. Smurd autostrăzile. În continuare. Păi nu se poate circula pe prima bandă decât pe a doua. Pe o mașină. Deci, da. E plin de gropi. Eu nu am văzut smurd. E într-adevăr să lucrează. Dar undeva după fundurile, poate, da. Am auzit că zic că fac ăștia angajări la stat. Fiecare om cu groapa lui își ia găletușa și lopățica și stă în dreptul gropii. Doamne, viața mea. Domnul Ștefan ne-a anunțat treaba asta, știe, cunoaște de-al nostru, din popor. 8:26 de... Minute! Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Bă, decât să mergi pe autostradă, mai bine e tren. Mergi noaptea frumos, faci 20 de ore până la Timișoara, nu e ok, e bine. Da, ai satisfacția aia că... Băi, e țara mare. Țaca, bărga. Hai să plecăm pur și simplu.
Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Bună dimineața, este ora 8:30. Românii au votat, PSD s-a victimizat. Operatorii de tablete insistă ca cetățenii să voteze și la referendum. Păi da, pentru că mulți, cum ai pățit și tu și eu, am avut în față sau în spate persoane care au refuzat voteze. Eu am stat la coadă. Prima oară când stat la coadă, de când votez și votez din 94, am stat la coadă, am intrat și în față era, v-am zis, o doamnă dechisită așa la... la senectute, cum ar veni, și a zis tare, s-audă, eu nu vreau pentru referendum. Și eu din spate, eu vreau pentru referendum. Tot așa la mine. Și dacă n-am fi în secția de votare, v-a spune și cum votez la referendum. Da, dacă suntem în secție, n-avem voie. Ei, nu. Am respectat tot ceea ce ni s-a spus. Partidul Social Demodat... Așa se cheamă. Deci Partidul Social Demodat atrage atenția asupra faptului că în majoritatea secțiilor de votare operatorii de tablete insistă ca cetățenii să voteze și la referendum. Hai, vă rog eu mult. Uite, vă dau în cazul în care cetățenii răspund că nu doresc să voteze și la referendum, că așa l-a spălat lor capul Antena 3, dar operatorii de tablete repetă în mod insistent, dar totuși poate vota și la referendum. Ai, domne, chiar așa? Mai mult, în majoritatea cazurilor, operatorii de tablete obțin astfel încât să obțin o aprobare de la șeful de secție, șeful la urnă. Să zică tare, domnule, vota și la referendum, la care omul care e bine instruit de Gâdea. Nu votezi la... Apropo de Gâdea, o chestie foarte interesantă ce nu s-a mai întâmplat în istoria televiziunii din România. Când Gâdea l-a sunat pe Rareș Bogdan să-l felicite. Cât de tare asta, băi, frate. Deci, alo, domnul Rareș, ei doi, știi, da, când da, era da. Rareș la TV cu program... Acum îl sună să-l felicite, mă. Au avut momente în care mă întrebam, bă, pe Antena 3, pe RTV, că până acum erau contra. Acum, domnule, stați că, uite, PSD-ul s-ar putea să iasă mai prost și după, RTV-ul și... după diaspora. Deci eu cred că, de fapt, actorii ăștia, dal de Gâdea, dal de Badea, dal de Ciuvică, dal de Răzvan Dumitrescu ăla, dal de Ciutacu, Ursul, cum o cheamă, Dragoteasca a plecat, în rest, deci, mă, toți ăștia n-au făcut decât să unească românii și să iasă la vot, deci le mulțumim din inimă, da. Și lor, și partidelor, pentru că au ieșit, frate. Într-un final, asta s-a întâmplat. Eu recunosc cinstit, aș fi putut să bag mâna în foc, că PSD-ul ajunge la 30%, dar vă mulțumesc foarte mult, foarte mult vouă că m-am înșelat. Vai, 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 vai. Eu ți-am zis de joia trecută, de vine, tu ai ținut-o. Dar știi ce plâng? Plâng, alo! Da, se vede, ia, e șervețelul ăsta. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Domnul Iohannis, ce face pisica dumneavoastră în caz de cutremur? Dacă se cutremură pământul, face sens să intri, de exemplu, sub o masă. Nu face sens să intri în lift. Atunci ies, dar dacă mă prinde ploaia afară? Dacă plouă foarte puternic, nu face sens să vezi dacă știi să noți într-un râu care s-a umflat. Face sens însă să te refugiezi pe cel mai apropiat de... Da, am înțeles, dar în ce limbă e face sens ăsta? Nicht dem entspricht, was für Rumänen notwendig ist. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Până dimineața, 8:37, domnul Dezbrăcatu, dar ce faceți? Uite, mă uit la tine, tot la mine, așteptăm să treacă timpul, mai avem puțin și facem și horoscop. Acum să vă zic ceva despre vreme, că v-am zis că este vreme numai bună de număra voturile, da. Dar vom avea 30 de grade, mămicule, adică la numărătoarea trebuie să ai și niște imagini din Haga, am văzut unde românii care n-au votat au fost bătuți. Au mai
au mai venit și polițai olandezi, i-au luat la bătaie. Așa deci, e normal într-o țară civilizată. E democrație? Da? Asta e ceva, cred că i-a pus Timmermans. Nu știu, am un bănuiel, el a dat telefon și el a pus, cine, vor să voteze? Să nu voteze, dați-le cu butele în cap. Da, fiecare cum își aștene așa doarme. Să revenim, să trecem și la ceva mai vesel. Ai ceva mai vesel? Formația FC Viitorul a câștigat Cupa României sâmbătă seara și chiar la, retrogradat, nu? La Ploiești, după ce a bătut cu 2-1 parcă Astra. Cine s-a uitat la fotbal în zilele astea? Exact, eu mă întreb, totuși fotbalul în România mai există, se mai joacă? Da. Dar văd că este și un fel de pasiune așa pentru fotbalul intern, pe bune. Am auzit în momentul când ai deschis poarta tuturor competițiilor străine și mai departe, se mai joacă în România pe bune. Mă rog, poate sunt eu mai retrograd ca Mercur. Tu ești cu ăștia, cu Juventus. Juventus, da. Și țin cu Craiova. Ai vedea un meci între Juventus și Viitorul, că tot ai zis de ei? Aș vedea un meci. Sau cu Chiajna. Sau cu, exact, Chiajna. Numai echipe una și una sunt. Deci, ce nu o să vină Ronaldo la Chiajna? Sau la Dinamo, ce știi? Vai, mă, doamne, frate. Bună dimineața, deci felicitări pentru Viitor. Ați auzit după meci la Untra pe Hagi, dacă se duc la vot, ce a zis, ce să facă, mă? La ce, mă? La vot, tu te văd aici, mă? 8 și 40 de minute, faci un horoscop, ceva facem frumos. Facem, păi cum, nu facem noi. dacă faci un horoscop, atunci să fie frumos, ia, da? Hai. Nevastă, Gabriela Vrânceanu, firea Pandeleu Frosina, ia bagă-mi și mie o melodie, făi. Oare ce pe primul loc, bani, dragoste sau noroc? Oare ce-i pe primul loc în viață? Banii, mă, ești nebună, mai bine cântă despre cum ai făcut carieră în PSD, lasă asta. Dau din coate, fac ce pot, timpul nu-l opresc în loc, nu se rupe inima din mine. O să ajungi președinte, dă-te naibii de nevastă, hai să te pup. Cronica Cârcotașilor, audio live. Alo, Călin, sunt Cerasela, A165-a soția ta. Bună seara. Mă tot sună unul Daniel Constantin și eu m-am hotărât să plec cu el, să știi. Cum facem cu blocurile alea? Le păstrăm pe numele meu sau o sunt pe Codruța să te dau în primire? Nu știu dacă acest demers de discreditare permanentă poate să fie făcut în diferite feluri. Am văzut în perioada președintelui Băsescu. Cronica Cârcotașilor, numai pentru urechile tale. Auzi, ăsta a avut mai puține procente decât neveste, deci nici neveste nu l-au votat, incredibil. Am o prietenă foarte bună pe care o salut, Mihaela, ce locuiește la Paris. Da? Și îmi spune, frate, vreau să vorbiți și de mine la radio, simt nevoia să vă spun că sunt fericită. De mult nu m-am trezit atât de bine, cu o energie pozitivă și cu gândul la țara mea. Bravo! Ia! Păi cu horoscopul, ce să vă spun? Să zic cu dezbrăcatul, dar am zis cu horoscopul și voi face pe două voci pentru că nu-l avem pe colegul Orlando, colegul de la horoscoape. Astăzi, ce să spun, dragă Șerban, avem o cuadratură lună-mercur, este o chestie foarte interesantă și sunt aspecte ce pot să genereze tensiuni, certuri de scurtă durată. Tensiuni ananda curte, deci nu oricum. Alea cred că sunt 380 trifazic. Ce e cu tine, manhalul ăsta? Nu e niciun fel, eu mă simt foarte bine, sunt plin de energie. La berbec, de exemplu, astăzi este posibil să fiți mai sensibil decât de obicei și să nu vă simțiți în cea mai bună formă intelectuală, lucru care o să se vadă la birou. Dar de ce boală suferiți? De boala lene. Metaforelor. De așa. Lene, bă, băiatule. Bun, la Taur, ar fi bine să nu vă faceți niciun plan strict pentru astăzi, fiindcă este posibil să survină evenimente neașteptate care vă dau cu zgaribaracele în sus. Dar de unde vin evenimentele astea importante, a? De la Caracal. De la Caracal. Da, unde s-a răsturnat carul cu prost. Ai văzut? Da. Ei, vezi că știu. La Gemeni, este posibil să nu vă simțiți în deplinătatea forțelor fizice și intelectuale, ceea ce vă indispune și nu vă poate face să deveniți așa, normal. Și da, unele de la cârciumă, cine o să le plătească? A făcut ravage acolo. Da, o să deveniți foarte irascibil. Exact, baby. Exact. La tine, dragă Șerbănică, fără frică, racule, ziua de azi nu este favorabilă călătoriilor în interes profesional. Nici întâlnirilor... Da? Foarte bine. Întâlnirilor de afaceri, în vise, da? Așa? Și starea de confuzie și simțul practic scăzut vă pot aduce eșecuri. Eșece! Nătai ești
un geniu al răului și al perfidiei. Asta știu. Leul, ia să ascultați la leu. În prima parte a zilei vă simțiți plin de energie și aveți idei ingenioase. Cum să dormiți mai mult? Aveți șanse mari să vă afirmați în plan social, măi băiat. Spuneți-mi, e adevărat, era chiar nebun? Ai, nu. Da, sigur că l-am... Fără acte. Fecioara, în prima parte a zilei este posibil să fiți irascibil, indispus. Sugestia noastră este să amânați rezolvarea chestiunilor care necesită răbdare și tact. Aolo, tact mal. Haide, fă-ne figură spurcată. Așa. Balanța, se pare că aveți tendința să vă lăsați domina de sentimente și să deveniți melancolic, dar capacitatea dumneavoastră de comunicare este redusă și ar fi bine să vă faceți că plouă și să rămâneți acasă. Normal. A furtat, doamne. Tot. Orlando e leu sau balanță? Mă rog. La Scorpion, dragilor, să vedeți dumneavoastră potriveala aici. Deci s-ar putea să vă simțiți obosit după o perioadă de muncă intensă și să deveniți irascibil, riscând să vă certați cu colegii. Extraordinar. Mi-a luat mesajul. Da, ce l-a luat. Dar la săgetător, la veve, ca să vedeți legătură. În prima parte a zilei s-ar putea să fiți indispus din cauza neînțelegerilor cu un coleg de serviciu sau cu un partener de afaceri și vă gândiți deja să vă mutați cu locul de muncă. Na. Tu știi cine conduce în România? Da. La veve. Capricorn, înainte de amiază este posibil să primiți o știre și să vă facă puțin confuz, dar asta nu o să vă afecteze, pentru că relațiile sociale pe dumneavoastră vă interesează, nu sentimentele. Exact. Nuclear, stai grea, așa, așa. Părsătorule, s-ar putea să aveți o zi tensionată din cauza unor divergențe cu partenerul de viață, cel consumă pe el cel mai tare. În paranteză, gelozia. Eu, incredibil. Dar adevărat. Je suis obligé de vous adresser un protest oficial a cause d'un incident regretabil al ambasad. Qui s'était passé hier soir à mon domicile. Pas domicile, al ambasad. Pești, se pare că resimțiți o stare de iritare și aveți tendința să vă certați cu toată lumea. Vă sugerăm să nu spuneți chiar tot ce gândiți și încercați să fiți cât mai diplomat, nu tort. Hai mă, Mă, nu vă e rușine, mă! Așa. Hai cu la mulți ani, pentru că astăzi îl avem pe bucătarul nostru, drag Jamie, englezoiu, care a deschis 1000 de restaurante și a închis 999 și a mai rămas cu unul. Așa, să fie sănătos, fericit și la mulți ani tuturor celor care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Bravo lor! Să fie sănătos! Trească. Să fraților de pe unde scurte și medii și lungi și de pe unde o să fi, la mulți ani și să auzim de bine! Eu am zis că dimineața asta am un power play. E o piesă care mie îmi place foarte mult. Cred că e cea mai bună piesă pe care am auzit-o în ultima perioadă. Ia să vedem. Uimește-mă, ia. Trupa se numește Casca, e din Ucraina. Am auzit, de-aia mai pus și dimineața. Da, e veche piesa aia. Unde e, mă, veche? Da? Nu e veche. Nu e. La finalul anului trecut a făcut-o. Dar de-abia acum a început să meargă. Doamna Viorica, iertați-mă, da, aici. Cum se simte România condusă de niște analfabeți funcționali? România se situează pe locul 7, devastând state puternice, precum Franța, Germania sau Italia. Deci rupem Germania și Franța, da? Pe ei, pe mama lor, nu? Nu vreau ca să ajungă la Bruxelles informații denaturate. Că un elev nu mai e, nici ea nu e. Mai citește pe litere, așa că m-aș la școală, bre. Cronica Cărcotașilor, în fiecare dimineață între 7 și 10. Bună dimineața, domnul Dezbră. Să vă spun, omicule. Așa, la 8:54 de minute, da. Ăștia vor să-mi strice mie toate jinglele. Nu mai am jingle cu Dragnea, nu mai am jingle cu Dăncilă, nu mai am cu Mazăre, nu mai am jingle-ul, nu se poate așa ceva. Te-a lucrat statul paralel. Da, mi-a dat-o aici, de sus pe ton de bas. Din toamnă, da, o trebuie să le fac cu... toate jingle, tot. Dar fă și tu cu Tom și Jerry, cu Mickey Mouse, cu... Deci, pe bune, asta am să fac. Cursa pentru Parlamentul European. Scrutinul s-a încheiat în 7 țări, 21 de state au alege pe 26 mai. Mi s-a părut foarte interesant că și italienii au ales Lega Nord, aia... Care în Olanda a fost. Bă, deci fii atent, Macron are același număr de europarlamentari cu Le Pen. Syriza în Grecia cu marele Tsipras a ajuns pe locul 11 și că vor să facă anticipate pentru că
ci că e prea mare diferența totuși. Bara. Nea Democrația a câștigat alegerile acolo și așa mai departe. Deci toată Europa e confruntată cu eurosceptici, cu anti-imigrație, cu... Deci e veselie mare, ce-ți mai... Dacă la noi... Ascultă-mă, sunt două chestii foarte importante. Ia, zi, dacă zi, nu scoteam țara din noroi, dacă nu duduia economia, era vai și amar de... Nu știu, cum ne putem noi închipui că țara asta se poate conduce și fără un geniu ca ăsta, Cosmin Ștefănescu. Codrin, Luara Draci. Fără un om atât de pregătit ca mitralieră, fără un Nicolicea care este atât de fin cunoscător al șmecherilor. Tudorel Toader s-a prins și a plecat. Nu, dar fără un geniu ascuns al justiției Căiordache, eu nu știu cum dracu am putea noi să ne descurcăm în viața asta, frate. Mai ăla de la PSD tot așa, cu cont pe Tinder, care a vorbit 3 minute în 2 ani. Da, mare, nu, nu, da, e foarte bun, e mare. E șmecher, de șmecher mafiot. Cursa... Da, să vedem ce spune TVR-ul de cursa asta. Dați-mi voie. Europarlamentarele se desfășoară timp de 4 zile. Procesul electoral s-a încheiat în 7 țări. Marea Britanie, Olanda, Irlanda, Letonia, Malta, Slovacia și Cehia. Laburiștii olandezi, în frunte cu Frans Timmermans, oficial al Comisiei Europene, sau Partidul Pro-European al premierului irlandez, așteaptă relaxați rezultatele. Sondajele făcute la ieșirea de la urne i-au plasat pe primul loc. Marea Britanie a fost prinsă în acest vârtej electoral din cauza că nu a reușit să treacă acordul Brexit prin Parlament. We now enter a new phase when it comes to Brexit, and a phase that may be a very dangerous one for Ireland. In the next couple of months we may see the election of a Eurosceptic prime minister who wants to repudiate the withdrawal agreement. Cu Brexitul parcă se ceartă în ușă, știi? 21 de state, între care și România, au programat alegerile pentru 26 mai. Votul este obligatoriu în Bulgaria, Belgia, Grecia și Luxemburg. Scrutinul pentru Parlamentul European a fost calificat drept o luptă între principalele formațiuni pro-europene și partidele de extremă dreaptă, eurosceptice și populiste. Alegerile lansează un nou ciclu politic în Uniunea Europeană, inclusiv schimbarea conducerii pentru instituțiile sale, și au loc în contextul unei crize profunde legate de ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar. Păi da, n-au mai ieșit odată. Eu știam că au ieșit, gata. Apropo, pa. Astăzi avem un sărbătorit pe Jamie Oliver, da? Marele lor bucătar, care a fost ajutat la un moment dat de Elisaveta II. Da. Dar de după Brexit, treaba asta cu ieșitul să mănânci la restaurant nu mai e cum era odată. Dar omul e? Preferă să omul mănâncă acasă, ce-și face el, un covrig, o mărcinici, sau comandă și li se aduce mâncare acasă. Da? Și ăla e român de aduce, nu? Bă, fraților, ăștia voi care ați votat PSD-ul, atenție mare, trebuie să dați plăsuța înapoi cu kilul de făină și litru de ulei, de leata, mare de atenție. Am auzit că a spus cineva că trebuie să se dea un ONG ca toți cei care au luat ajutoare sociale să iasă la lopată să facă autostrăzi, că de-aia luată de-astea sociale. Bună dimineața, ora 9.00, mamă. Ce ora este? Ne iubește. Cine? Ai văzut? PSD-1. Bună dimineața! Domnul Chelu, te rog frumos să-ți dai demisia că nu ești bun de nimic. Ați ajuns oameni tineri să susțineți securiștii, să susțineți abuzuri în România. Și știți unde sunteți bun, domnul Chelu? Sunteți bun să... la oamenii care n-au suflet, domnul Chelu. Da, doamnă, și vreau să vă spun ceva, încă am dreptul să critic aceste decizii. Vă mulțumesc de mii, de mii, de mii, de mii, de mii, de mii, de mii de ori. Asta este marea corupție de care se vorbește în România. De câteva luni de zile nu se mai ocupă DNA-ul decât de asta. Că Floricica Lansatoarea intră la Iamor și mai ales la publicitatele mele care cu Iamor, când mă dădeați la televiziune, s-a făcut rating mare la Iamor, la Antena 1, din toată lumea luminată. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, de la 7 la 10. 9:03. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul George! Neața, George! Din toată lumea luminată, ia fi atent aici, sediul PSD, oprișanice demisia lui Dragnea, dar eu cred, dacă îmi dați voi un pic, trebuie să găsesc și melodie, că tu... Auzi, dar la toate meetingurile unde simpatizanții au fost aduși cu forța, cu autocare, cu tot,
Măi, dar unde sunt toți cei? Erau ascunși în sediu PSD, în spate acolo a fost grătar cu toți care veneau, hai să ieșim, să facem. Aseară a apărut doar el, mă. Dați-mi voie. 9:04. Acum să vă spunem despre ce e vorba. La sediul PSD, supărare mare. Alea. Se vezi la sediul Antena 3. Se vezi cum e la sediul România TV. Mai mult decât atât, domnul Oprișan ne-a cerut demisia. Când dau cex? Când dau cex? Prin ceea ce a făcut la guvernare. Dacă nu câștigă alegeri, asta înseamnă că s-a greșit undeva. Și cine acasă PSD de la guvernare? Păi un partid primește ceea ce merită. Dacă pierde alegerile, șeful partidului trebuie să plece acasă. Adică și asta de mâine al lui Liviu Dragnea contează dacă rezultatul va fi unul. Dacă PSD pierde alegerile, cum să spune, și obține un rezultat, dacă PSD pierde alegerile și vom obține un rezultat foarte slab. Ce înseamnă un rezultat? Păi, în decembrie 2016 am obținut aproape 50% din voturi. Dacă acum obținem sub 30%, evident că Dragnea trebuie să plece acasă. Și Viorica. Îmi pare rău, nu putea să-și anunțe candidatura la șefia țării fără să consulte cu comitetul executiv și cu sutele de mii de membri ai Partidului Social Democrat. Milioanele. PSD trebuie să guverneze pentru că e un partid serios. Dar dacă vom vedea că rezultatele alegerilor sunt cele sub așteptări, ne gândim serios la faptul ca să revalidăm programul nostru de guvernare la Cum dracu să mai credeți că revalidați, că faceți? Brigada de poliție rutieră a oprit un autovehicul condus de un cetățean în vârstă de aproximativ 45 de ani cu un număr personalizat. Acesta operează sectorului 3. Acesta a fost condus la sediul Brigadei de poliție rutieră a capitalei, unde s-au efectuat verificări. Triți, agentul Zgureanu, completez și l-am arestat, mai ales că când a oprit mașina a ascultat melodia asta la maxim. Cărcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Dăm legătura în stradă, doamnelor și domnilor, unde Liviu Dragnea are o întâlnire cu fanii. Iauzi. E normal ca un infractor să stea pe o funcție publică? Iauzi. Ce zic eu, nu? Știți că sunt așa din cauza corupției, domnule Dragnea, și dumneavoastră sunteți un corupt? Dumneavoastră sunteți un corupt, domnule Dragnea. Asta e direct de la Nalda Curte. Larga, de asta muie larga. Cronica Cârcotașilor, audio live. 9:11, irlandezii au aprobat cu majoritate zdrobitoare liberalizarea cui? A divorțului, frate.
Așa, mai tăia macaroana. Credeam că a whisky-ului. No, whisky l-au de mult, dar aveau. Fiind catolici fervenți, n-aveau asta cu divorțul, trebuia să-ți dea 4 ani despărțiți, era mai complicat. După aia au avut probleme și cu avortul și l-au liberalizat și în octombrie alegătorii irlandezi s-au pronunțat pentru abrogarea unei dispoziții constituționale foarte rar aplicate și care a căzut în derizoriu, a interzice blasfemia. Deci 2016 sau acum, nu știu, acum un an, doi ani, în Italia, tot așa, așa, nu se poate, nu se poate. Hai mă să facem de probă o zi, într-o duminică, unde aprobăm chestia asta cu divorțul. S-au dus toți, toată lumea a plecat să divorțeze. 30 de mii, da, deci da, nu s-așteptau la treaba asta. Ah, non è vero, non è vero, bravo. Și păcat, dacă nu te înțelegi și nu o suporți, de ce să mai stai cu ea, știi? Sau dacă e bețiv. Și trebuie sau să... dacă e bețiv, aia e problemă. Stai să-mi pic, tu ești divorțat. De, da. Da, de ce vorbești la feminin? Noi bețivele nu. Bună dimineața! Dimineața, băieți! Bă, băieți! Alde are mai puține procente decât are a avut Riceanu neveste. Ei, am văzut pe internet. Vă dați seama cum e drag, ne-a rupt și dinții care mai avea din gură săracu. Vai, steaua lui! Auzi, uite ce-mi spune un mare ascultător, Piete. Ia. Salut, dragule! Dragnea de azi e Joana de ieri. Amândoi s-au culcat într-o lume și s-au trezit în alta. Veorica a intrat în cabina de vot în Sibiu și a ieșit în Hunedoara. Și a luat-o PSD-ul la... De Doamne, Doamne, cu finalizare, cu tot, ca lumea, Doamne ajută, bravo, bravo, bravo. Haide, v-am pupat, deci să revenim la asta cu divorțul de la irlandezi, acum ce să zic, vai, mama lor. Dacă așa... Oi! Oi! Ia fiți avem frumos, avem și whisky, avem și irlandezi. Oi! Oi! He was counting. I first produced me pistol and I then produced me rapier. Say stand and deliver, for you are a bold deceiver. Noapte în Madagascar și-ntreaga junglă face nar. Bă, mazării sunt, bă! Bă, nu mai doarme nimeni! Am mutat aici carnavalul de mamaia. Să-l liniști hipopotamii sub raza lunii de creștere. Gata, bă, mâine punem bariera, bă! Sunt obișnuit cu hipopotamii, bă, că așa dormea și Nicușor Constantinescu cu mașină. Cronica Cârcotașilor, audio live. Facem și noi o meteo frumoasă sau nu? Facem un meteo frumos, mămicule. Păi sigur că de la așa sondaje și la așa voturi normal, păi cea da, mai frumoasă vreme din suflet, de din inimă. Nu din... vii rușine PSD-șilor să aveți așa un procent? Băi, toate ca toate. Lăsăm o parte ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, că au ieșit la vot. Băi, dar Tăricianu ăla... e bestia, cu altele lui. Are mai puține procente decât neveste, frate. Păi hai să spun așa, că uite, o să vorbesc și eu un procente la meteo. Deci o să avem soare 26,80%. Bun, bun. O să avem vânt 23,38%. N-ar putea să mai scadă un pic vântul ăsta. Da. Șanse de ploaie 21,40%. Trebuie să crească țara, nu? Și umiditate, da? Mă leg de Alde. Da. 4, șanse la... Aole, da, mă, dar soare avem 27%. Da, mă, e umed. 20, da, aproape spun, 27. E umed de, la Alde pentru că, de ce? Ei plâng. Ei plâng și pentru... Îți dai seama că au șervea, au mopuri pe jos, așa, cu găleți. Bună, dar din... când vor veni urnele din diaspora, da, acolo va fi șoc, tati. Deci, o să vezi diferența. Fiecare cum își așterne așa doarme. Mai ales voturile de la cei din Haga. Mamă, ce bătaie au luat. Ce pulane pe spinar au luat. Incredibil. Dar îți dai seama că acum băieții de acolo îl caută pe șeful urnei care a chemat poliția. Da, aoleu, abia momentul ăla o să iasă rău. Bună dimineața vouă tuturor. Este ora 9:19. Pentru că de ce? Pentru unii bună, pentru alții nu e bună. Iorica, iertați-mă. Da, aici. Cum se simte România condusă de niște analfabeți funcționali? România se situează pe locul 7, devastând state puternice,
precum Franța, Germania sau Italia. Deci rupem Germania și Franța, da? Pe ei, pe ei, pe mama lor, nu? Nu vreau ca să ajungă la Bruxelles informații denaturate. Că un eliviu nu mai e, nici ea nu e. Cine mai citește pe litere? Așa că m-aș la școală, bre. Cronica Cărcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Domnule Gargamel, pardon, domnule Tudorel Toader, pe ce principii schimbați legile justiției? Standarde exigențe constituționale. Aula, l-am pus pe ăsta, frate. Așadar, în principiu vreți să luați șpaga la liber, nu? Cine face o afirmație... Băi, Gicuță, băi, ești retrograd, okay, băi. Auziți, dacă vă dau un pachet de țigări, se pune că am dovedit? Așa scrie în Constituție. Cronica Cârcotașilor, audio live. Auzi, băi, țițiricule, fii atent aici. Ia zi, țițiricule, ia zi. Ce, m-am uitat la alegerile din toată Europa, unde italienii de la Lega Nord au fost șmeche de șmeche mafioți și au luat tot ce se putea lua. Văd că acum avem voturile din diaspora, unde a votat doar 350.000 de oameni din 2 milioane jumate. Da, 371.000, dar... Din 2 milioane jumate. Motivare pe fondul lipsei de ștampilă, de da. Urnă, de... Și pentru că și Meleșcanu, acest dumbo al politicii, s-a ocupat foarte mult de sedii, de ambasadă, da, de tot. Și încă ceva, dacă domnul președinte Iohannis nu punea ambasadori... Da, care da. Fac parte din statul paralel, da. Lucrurile mergeau da. Strună. Ăsta este discursul învățat de PSD, de la șefia consilierii de la Ierusalim. Dacă vedeți că sunteți sub așa, băgați povestea cu inundațiile, faceți-vă că plouă. Da, exact. Un turist, apropo de asta, în Grecia, partidul Syriza al lui Tsipras, a ieșit pe locuiești, pe nu știu, i-a bătut de aia democrația, de aia întors pe dos. Aulă, deci la vară nu vă mai merge în Grecia? Ba, da, fii atent ce a pățit un turist. A plătit aproape 600 de euro pentru 6 bucăți de calamar la un restaurant în Grețili. De unde, mămicule, așa mare? O fi fost aur, ceva? Deci 591 de euro pentru 6 bucăți de calamar. Un turist american a avut de plată pe total 836 de euro după ce la masă împreună cu niște prieteni în insula Mykonos. Păi dacă te duci în Mykonos, mănânci... E scump, tăticu, acolo e party. Păi nu vii tu cu calamarul de acasă? Ia să vezi ce, dacă plec eu în Grecia în vară asta, să vezi cum îmi iau stavridru. Stavridu. Bărbatul din America a postat o fotografie cu nota de plată pe TripAdvisor. Pe chitanță se observă că a fost taxat pentru 3 salate Caesar, 6 beri locale, 2 sticle cu apă și un suc de roșii, pe lângă fructele de mare, cu 836 de euro scurt. Păi, locul este ai o oră la mare cu banii ăștia la Mamaia. Locul acesta este o jigmăneală. 5 minute, stai. Angajații nu sunt sinceri și refuză să ne dea un meniu cu prețuri. Evitați locul, a spus băiatul revoltat. Dar pe bune, am văzut și acum de euro. Caesar salad 3 60 de euro, da? Deci scurt 20 de euro salata, nu așa? Eu făceam în 10 euro. 6 calamari 591 de euro. Bă, dar erau calamari cu aur, cu ce? Da, frate, nu, dar a tras pe ei. Și-au dat seama că e american, ce stare cașcavalul. Pac, pac. 6 beri locale, da? 150 de euro. Deci 6 beri, 150 de euro, serioasă bere. Da, ai văzut ce a spus americanul la final? A plătit și a zis nicio problemă. Eu chiar am vrut să sărbătoresc că a pierdut PSD-ul. Exact. Oameni serioși. Bună dimineața, bună dimineața. Și 30 de minute. Stai un pic să mă... Să vedem aici cu Gicuță ce găsim, că trebuie să găsim. Nici mai știu ce jingle să mai dăm, că nu mai avem, nu se mai potrivește nimic. Pune și tu altceva de vară, pune o... Să pun de vară, nu facem pun. Noi un jingle acum. Ia. PSD pe locul 3. Mama, cronica Cârcotașilor. Olguța, qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui? Mon chef Dragnea, j'aime votre français de Teleorma. Preparai praz cu limbă. Obrigado, un prazo cu limbă. Mă omor, șeful. Tu știi și braziliană. Pula, băi, pula, cavalo. Pula, cavalo, e boi. Coração pula no peito. Lembra do amor que se foi.
Cronica Cârcotașilor, audio live. Dăm legătura în stradă, doamnelor și domnilor, unde Liviu Dragnea are o întâlnire cu fanii. E normal ca un infractor să stea pe funcție publică? Ce zic pe noi? Știți că sunt așa din cauza corupției, domnului Dragnea, și dumneavoastră sunteți un corupt? Dumneavoastră sunteți un corupt, domnule Dragnea. A fost bolnav de leucemie și nu avea medicamente. Larga, larga, de asta muie larga. Larga, larga, de asta muie larga. Cronica Cârcotașilor, audio live. Pentru ce s-a întâmplat ieri la alegeri, domnul Pavelescu de la PNCCD, PSD, PNCC, aripa PSD, mai e că l-am văzut la televizor, a zis că de fapt a fost un vot al urii și că da. Statul paralel i-a învățat pe oameni să urască, să... Ei. E mama lor. Uite, stai, fă o mică paranteză, mă uitam acum diaspora, da? PSD 2,14%. Cred că din greșeală erau aia beții și au pus votul unde nu trebuie. E bine, hai să vă arătăm noi de unde a plecat ura asta. Deci, răutatea asta pe mie oameni. Mi se pare că trebuie să le fim recunoscători lui cap de pompă ăsta, de... Iordache, pompă, mitralieră, Ștefănescu, exact, Rădulescu. Ăstora de la Antena 3, de la România TV. Deci trebuie să le fim recunoscători că au reaprins... Flacăra iubirii. De neam și de țară. În alegători. Deci hai să vă arătăm de unde a plecat ura asta, dacă... Dacă ne puteți urmări, vă rog frumos, ia, uite. Să modificăm legile, modificăm totul prin parlament, ce am spus, și la final dăm și amnistie și grațierea ca să ne rămurim. Și cu ce dracu mă ajută pe mine, domnișoare? Asta vrem noi prin această ordonanță și vom merge mai departe cu toată opoziția dumneavoastră și vom mai merge mai departe cu toată opoziția pe care Comisia Europeană și de aici pleacă ora. Limitarea dreptului de a lucra. Nu mai voie după apriul pe bis să-ți renoiești dreptul de muncă, ca să fii obligat să migrezi. Ca așa dacă se duce în Germania și tot primește drept de muncă, păi nu o să se întoarcă cel din Germania care lucrează, nu veci în curația de aia la de la sută. Poate forță de muncă aplicat. Maxim 5 ani și la revedere. La revedere. Aveți curaj să rezistați la ceea ce se va întâmpla în continuare? Mă rog, aici sunt niște imagini mai vechi. Important e cam asta, e cu legile justiției, cu faptul că nu mai voie să emigrezi. Și le spun de fiecare dată că mă duc la emisiune, vom continua să modificăm legile, vom modifica, să trece totul prin parlament, ce am spus, și la final dăm și amnistie și grațierea ca să ne rămurim. Și cu ce dracu mă ajută pe mine, domnișoare? Asta vrem noi prin această ordonanță și vom merge mai departe cu toată opoziția dumneavoastră și vom mai merge mai departe cu toată opoziția pe care Comisia Europeană și Parlamentul European... Limitarea dreptului de a lucra. Asta nu mai voie după apriul pe bis să-ți renoiești dreptul de muncă, ca să fii obligat să migrezi. Ca așa dacă se duce în Germania și tot primește drept de muncă, păi nu o să se întoarcă cel din Germania care lucrează, nu veci în curația, în România, adică se vede unde poate forța de muncă aplicată. Maxim 5 ani și la revedere. Aveți curaj să rezistați la ceea ce se va întâmpla în continuare? În continuare, uite că... vă apropiați de 20%, ALDE se apropie de 3, deci Tăricianu nici măcar de neveste nu a fost votat. Doamna Dăncilă, ce puteți spune despre programul de guvernare? Doamnelor și domnilor deputați, programul de guvernare al Partidului Social Democrat a avut parte de la început de o respingere automată din partea adversarilor partidului pe care îi reprezint. Dar nu mai ziceți asta, că se supără Livache. Vreau să vă transmit pe șire scuze. Cârcotașilor, în fiecare dimineață între 7 și 10. Mie cel mai mult mi-a plăcut Antena 3, trebuia să le vezi fețele. Deci mi s-a părut genial, frate, genial. Dar felicitări domnișoarei reporter care ieri în fața domnului Dragnea, da? A avut sânge în
veioză și l-a întrebat, domnul Dragnea, aveți bagajul făcut? Da, ea săraca s-a referit la faptul că va pleca de la PSD și da, l-a luat-o ca pe o glumă cu treaba de azi. Ia săraca ta, nu mă lasă cu săraca. Uite, PNL plus 20-20 cu USR cu tot au în acest moment peste 50% din mandat. Da, dar se ceartă între ei, stai cu mine. Așa e politica în România, n-ai cum să fie, n-are cum să fie. Hai să vezi. Îți fie rău. Și are triest. Alo, Călin, sunt Cerasela, a 165-a soția ta. Bună seara. Mă tot sună unul Daniel Constantin și eu m-am hotărât să plec cu el, să știi. Cum facem cu blocurile alea? Le păstrăm pe numele meu sau o sunt pe Codruța să te dau în primire? Nu știu dacă acest demers de discreditare permanentă poate să fie făcut în diferite feluri. Am văzut în perioada președintului Băsescu. Cronica Cârcotașilor, numai pentru urechile tale. Una peste alta, președintele Băsescu a ieșit onorabil din confruntarea electorală, în schimb președintele Tăriceanu a ieșit pe scut. Deci pe scut înseamnă că e mort, sub scut înseamnă că e viu. Așa că să nu greșim, deci când spui cum a ieșit din luptă, pe scut sau sub scut, dacă ești pe scut înseamnă că te aducai acasă ca să te îmbălsămeze și dacă e sub scut înseamnă că te-ai descurcat. Ei bine, motoreta între picioare. Am văzut voturile din diaspora. PMP-ul a mers foarte bine acolo. Aproape pentru 10. Pentru că Băsescu este foarte iubit în Moldova și ea din Moldova a votat foarte mulți cu Băsescu. Până acum stai, auzi, lasă cu ALDE. Până la urmă, spune-mi ce se întâmplă cu ALDE. Deci nu o să mai fie ALDE? Nu o să mai fie ALDE și Tăriceanu o să aibă o problemă. De ce? Pentru că de ce? Bă, nici măcar nefestele nu l-au votat, mă. Nici măcar nefestele. 6 la număr, nu? Mai multe neveste decât votul. Dar PSD în diaspora, mă, 2 și vai mama. Bă, păi nu să și plată, acolo mă. Erau beți când au pus că ștampila și au pus-o, da, n-au pus-o unde trebuie din cauza asta. Mi-e greu să cred că stai 7 ore la vot, că și votezi după aia peste, trebuie să fii cel puțin bolnav, adică să ai ceva, o problemă de orientare, nu-ți merge. Adică după ce stai 7 ore la coadă, să-i votezi pe aia care sunt responsabile pentru chestia asta, e foarte tare. 9 și 48 de minute, ce te uiți așa la mine cu ochii trișigoi? Nu, mă gândeam că poate cel care a votat în diasporă cu PSD este vreunul ce are o mamă cu 3.000 de rom pensie aici. Așa zic, bă, dacă vin alții, ia mamei banii și nu mai are ce să-mi dea și mie, să-mi iau. De acolo, da, să-ți iei o ciocolată, o ceva. În atenția tuturor celor cu care ne vom întâlni în această săptămână, vă rog frumos, când vă întâlniți, să aveți și buletinul la îndemână pentru a ne confirma că ați fost la vot. Și parola. Ne spune și parola, ca să știm dacă ați fost. Dacă n-ați fost, vedeți voi ce pățiți. Da, au citit despre mai devreme o chestie foarte interesantă, cum că să mergi 30 de kilometri, să stai 7, 8, 9 ore la coadă. Să votezi respect. Să votezi respect. Iar pentru cei care au stat aici acasă cu televizorul și cu mâna la corazon, la cojones, da. Da? Nu că nu respect, nici măcar da, că s-a înțeles, da. Da. Bună dimineața. Mulțumim, da. Alo, Călin, sunt Cerasela, a 165-a soția ta. Bună seara. Mă tot sună unul Daniel Constantin și eu m-am hotărât să plec cu el, să știi. Cum facem cu blocurile alea? Le păstrăm pe numele meu sau o sunt pe Codruța să te dau în primire? Nu știu dacă acest demers de discreditare permanentă poate să fie făcut în diferite feluri. Am văzut în perioada președintului Băsescu. Cronica Cârcotașilor, numai pentru urechile tale.